Pentru ca rata șomajului să fie cât mai mică în județul Gorj, reprezentanții Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj s-au gândit să organizeze săptămânal mini-burse. Vreau periodic, poate chiar la 2 săptămâni sau lunar, să organizăm bursa pentru, nu știu, pentru lăcătuși mecanici, bursa pentru confecționeri. Invităm absolut toți angajatorii care doresc forța de muncă, invităm șomerii care îi avem în baza de date, atât șomeri indemnizați cât și șomeri neindemnizați, cei care refuză nejustificat locul de muncă, ne pare rău, asta este, noi nu vrem să, cu atât mai mult fiindcă angajatorii au nevoie de forță de muncă. Reprezentanții AJOFM Gorj speră ca prin organizarea acestor mini-burse și angajatorii să recruteze mai ușor personalul de care au nevoie.